Bună, dragilor, am venit cu o prăjitură simplă de post, cu fructe și cu morcov. Haideți să vedeți exact cum am preparat această prăjitură. Vom pregăti un mix din 200 de grame de morcov fiert. Eu morcovii deja i-am fiert, i-am curățat și îi vom mixa, de-aia folosesc un blender, că aici vom face tot aluatul simplu și rapid. Adaug 80 de grame de zahăr, 30 de grame de nuci, coaja de la 2 portocale, 100 de ml de suc de portocale și 100 ml de ulei. Așa, și mai vin cu 180 de grame de făină și 15 grame praf de copt. Cum vedeți, toate ingredientele le pun în blender și le vom omogeniza. Ia uitați ce aluat colorat avem. Și se pune, dragilor, la copt la 170 de grade pentru 35 de minute. Folosesc un măr și 800 de grame de prune. Mai adaug și 80 de grame de zahăr. Adaug acum ca să mixăm totul. Și acum strecurăm. Bine, dacă aveți o problemă cu coaja, dacă nu vă deranjează pulpa, puteți să lăsați mixul ăsta așa, dar eu vreau să fie totul puțin. Am aici 50 de grame de amidon și adaug 50 de grame, că le cântăresc, să nu mă luați așa, de cum te-am adus la 60, un pic mai mult. Pe cântar, de apă. Și amestecăm. Am pus la fert sosul ăsta de fructe, în care adăugăm amidonul și amestecăm continuu până se îngroașă. Deci obținem o cremă. Am tăiat blatul în două. Crema o împărțim în două părți egale. N-am așteptat să se răcească, e doar un pic. S-a răcit, nu foarte mult. Deci nu are nicio importanță. Venim cu partea cealaltă. La fel, punem jumătatea cealaltă și o trimit la frigider. L-am tăiat, acum venim cu un decor simplu. Aici depinde de imaginația fiecăruia, ce vă vine prin minte, aia desenați pe prăjitură. Și am pregătit aici și niște nucă. Asta le finalizăm simplu și rapid. Este o prăjitură simplă, dragilor, dar foarte gustoasă. Să știți că și din ingrediente simple putem crea ceva gustos. V-am pupat și să vă fie de folos și această rețetă.